Ministrul Sănătății a suspendat concursurile pentru funcția de manager de spital. Niciun concurs nu va mai fi organizat până când va fi elaborat un nou contract de management care va conține criterii clare de performanță. Vlad Voiculescu, Ministrul Sănătății, a decis blocarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de manager de spital până la modificarea contractelor de management. E convingerea Ministerului că a venit momentul pentru a analiza și a efectua modificări privind procedura de selecție a viitorilor manageri. Noile contracte vor avea în vedere criterii clare de performanță privind curățenia în spitale și raportarea infecțiilor intraspitalicești. Printre criterii l-aș menționa pe cel de raportare reală a infecțiilor nosocomiale. Vom acorda mare atenție asupra criteriilor de igienă, nu mai vrem spitale murdare în România. Un alt element este feedback-ul pacienților. Termenul de finalizare a acestui proiect este de câteva săptămâni, timp în care niciun concurs pentru ocuparea postului de conducere a spitalelor nu va avea loc.